permit eu ca politician să fac o sinteză. Sau nu ca politician, ci ca decident politic al unui oraș care este într-un fel sau altul pus în pericol. Făcând această sinteză, se poate înțelege în felul următor și vreau să mă corectați dacă greșesc. 1. La momentul în care se desfășura ședința de Consiliu Local data trecută și cineva ar trebui să ne explice ceea ce ne-ați explicat dumneavoastră acum, erați plecat la Comănești, nu? 2. Acel Consiliu Local, care în momentul de față blochează activitatea ABIS, este Consiliul Local Comănești, care ABIS-ul, deși are contract semnat, are contract, are licitație adjudecată. Un operator al noi gropi de gunoi, pentru noua celulă 2. Există un singur membru ABIS care nu vrea să înțeleagă din rațiuni care dincolo, sunt dincolo de puterea normală de înțelegere. Și acel Consiliul Local este Comănești. 3. Soluția chirurgicală înseamnă ca ADIS-ul, asociație din care fac parte toate OAT-urile din județul Bacău, să dea afară, ca pe o măsea stricată, acești oameni care nu reacționează decât într-o cheie pur politică sau pur economico-politică, nu pot să-mi dau seama. Sau, poate, că acest Consiliu Local îi se dă până la urmă de către Dumnezeu mintea omului cea de pe urmă și înțelege faptul că pune în pericol, și repet, pune în pericol starea de sănătate a populației. 4. Banii europeni pe care municipiul Bacău ar fi trebuit să-i utilizeze cu cap se referă la acea documentație privind scoaterea la licitație a colectării și transportului. Documentație care nu a fost prezentată la timp de către municipiul Bacău. A fost prezentată doar din momentul în care s-a schimbat puterea politică și administrativă.